Bună ziua, domnilor și domnilor! Revenim din sala polivalentă din București pentru derbiul campionatului, derbiul etapei a 14-a, prima din retur între CSM București și Rapid București. Primele două clasate în Liga Națională, Liga Florilor, CSM București este lider cu 37 de puncte, cu 6 mai mult decât Rapid București. În tur, cele două echipe, în prima etapă a sezonului, practic 31-31, a fost primul pas semi-greșit, să-i spunem, pentru CSM București, pentru că, în rest, echipa lui Adi Vasile a obținut victorii pe linie. Primul și ultimul. 12 victorii au urmat, iar CSM București conduce autoritar atât în campionat cât și în grupa de Champions League. Foarte important acest amănunt. Rapid, de cealaltă parte, campioana României cu parcurs neașteptat de bun în Champions League, încearcă, trage tare, trage cu dinții de o calificare direct în sferturi. Da, Rapid București, antrenor Carlos Viver va începe astăzi cu Ciucă, Capitanović și Dedu Șandru în poartă, Corșo și Gutierrez pe extremă stângă, Orlan Canor și Gabi Perianu în inter stânga, Fraga, Buceschi și Estavana Polman în centru, Ian Iusevic și Espinola pe inter dreapta, o singură extremă dreaptă, Badea, trei pivoți, Ostase, Hernandez și Casoma. Două pierderi uriașe pentru Rapid, în primul rând golgheterul Sorina Grozav, dar și Barta Lopez, extrema care este în continuare accidentată. CSM București va intra acum pe teren. E o atmosferă foarte ciudată cumva. CSM-ul este echipa gazdă, însă sunt foarte mulți fani ai Rapidului în sala polivalentă din București. Au fost și foarte multe discuții în privința distribuirii biletelor. Vom discuta pe parcursul acestei partide extrem de importante pentru titlu. De spus că Rapid a câștigat titlul sezonul precedent, dar a pierdut în fața CSM-ului de fiecare dată, iar acel rezultat de 31-31 din Giulești din prima etapă a acestui sezon a fost primul rezultat de egalitate din istoria disputelor dintre cele două formații. Am văzut-o pe Cristina Neagu foarte încărcată, foarte motivată pentru această partidă împotriva Rapidului. Da, trebuie spus că Albertina Casoma revine în echipa Rapidului pentru acest meci. Vorbeai de cele două absențe, însă revine Albertina Casoma, o jucătoare care a născut, a jucat acum două sezoane la Rapid, a plecat înapoi în Angola și se întoarce acum în tricoul vișiniu. Spuneai tu, cele două echipe joacă ambele în Liga Campionilor. Să spunem mai întâi formația antrenată astăzi de Adi Vasile și Iulia Curea. Trei portari și pentru CSM București, Gloser, Davison și Eriksen. Pe extremă stângă, Dindi Ligan și Dembele. În inter stânga, Ștefania Stoica, Emily Arțen și Cristina Neagu. În centru, Omoreghe și Zaadi. Un singur inter dreapta, Clicovaț, Andreea Clicovaț. Trei extreme dreaptă, Sudakova, Aune și Mihaela Mihai, doi pivoți, Pintea și Emma Ramusovic Alivodici. Da, vorbeam de faptul că ambele echipe, Giovanni, joacă în Liga Campionilor în sala polivalentă și niciuna nu a pierdut până acum în meciurile de pe teren propriu. Să vedem pe cine va ajuta astăzi sala polivalentă și atmosfera din sala polivalentă, pentru că, așa cum spuneai tu, sunt mai mulți suporteri rapidiști, mai vocali, mai fanatici. De partea cealaltă, CSM București are mai susținători, mai liniștiți, care umplu într-adevăr sala polivalentă. Da, ne așteaptă cu siguranță o partidă foarte, foarte interesantă și tensionată în același timp. Sunt foarte, foarte multe orgolii și cred că această dispută a orgolilor duce la progres. Și am văzut ce s-a întâmplat în Champions League în acest sezon. Adi Vasile, Carlos Viver, 5-0 este rezultatul disputelor de până acum.
Da, din momentul în care Carlos Viver a venit în handbalul românesc, este 5-0. A fost aproape Viver în turul campionatului la acel 31-31 Rapid, a condus în permanență, a avut și 4 goluri diferență. Avem în imagine și pe arbitrii acestei partide, Bogdan Ștarc și Romeo Ștefan, considerați numărul 1 în România, unul dintre cele mai bune cupluri. Să sperăm că avem parte de un arbitraj pe măsura derbiului, pe măsura acestor echipe de Liga Campionilor. Așa cum spuneam, revenind la istoria confruntărilor directe, Carlos Viver a venit în 2020 la Rapid și de atunci cele două echipe s-au întâlnit de 5 ori, de 6 ori, acel rezultat de egalitate și 5 victorii pentru CSM București. Au fost și rezultate foarte, foarte strânse, acel 28-27 din returul campionatului trecut, dar cert este că tigroaicele s-au impus de fiecare dată. Un alt aspect foarte interesant este de văzut cum se va descurca Rapidul fără cea mai bună marcatoare, fără Grozav. Și cred că aici ar putea să fie cheia acestei partide extrem de importante. Diferența e destul de mare în fruntea clasamentului în favoarea CSM-ului. Rapid, chiar dacă câștigă, nu va trece pe prima poziție, dar cu siguranță o victorie în fața CSM-ului ar fi foarte valoroasă. Începe meciul, ca de obicei, în albastru complet este CSM București, Albi și Niu, echipa din Giulești. Da, spuneai tu, sunt 6 puncte diferență, dar Rapidul este obligată să câștige astăzi pentru a rămâne în lupta la titlu, pentru că altfel CSM București e greu de crezut că ar mai putea pierde acest avantaj în eventualitatea unui egal sau mai mult în eventualitatea unei victorii. Bară Canor, prima aruncare a rapidistelor, Franțuzea Cacanor. A reușit să înscrie pe Inter stânga, pe ea va rămâne greu. Aruncarea lui Hansen peste poartă. Scuză-mă, pe Inter stânga, pe Orlan Canor va rămâne greul astăzi în lipsa Sorinei Târcă. Mulți fani se așteptau, am văzut multe discuții pe rețelele sociale între această întâlnire între Cristina Neagu, trecutul și prezentul, și Sorina Târcă, viitorul echipei naționale, doi Inter stânga, de care naționala României are nevoie, au loc amândouă la echipa națională. Buceschi pentru Corșoș, o nouă ratare, rămâne 0-0. Intervenție bună. Mari Davison, un sezon de vis, aș putea spune, pentru norvegianca. Acum Cristina Neagu oprit acolo de Lorena Ostase. Corșoș nu a reușit să găsească colțul scurt cu această aruncare. Mari Davison, cum spuneai și tu, Marian, excepțională evoluția ei. Am fi așteptat mai mult de la Franțuzea ca Glozer, dar Davison a reușit. Sezon foarte, foarte bun. Omoreghi pentru Zadi, intră în centru Omoreghi, Cristina Neagu, Neagu aruncă, însă intervenție foarte bună a lui Capitanovici, nu este Ciucă în poartă, Ciucă a fost cea care a blocat. Buceschi este busculată, continuă faza Fraga, Buceschi aruncă, încercat cu pământul să o surprinză pe Davison. 2 minute și 15 secunde fără gol în sala polivalentă. Omoreghi rămâne 0-0. Ce început de meci. Ce fac cei doi portari, Ciucă și Davison? Scot tot 3 minute, 6 atacuri, 3 de fiecare parte și niciun gol marcat. Parade extraordinare și pentru Mari Davison, da, și pentru Diana Ciucă, un portar care crește de la zi la zi la Rapid București, a fost adus ca al doilea sau chiar al treilea portar de la SCM Râmnicu Vâlcea. Acum Rapidul în atac, a încercat acolo o pătrundere, Fraga Fernandez, faultată, 9 metri pentru Rapid București. Buceschi pentru Canor, Fraga, Buceschi pentru aceeași Corșoș, gol! Prima reușită după 3 minute și aproape 10 secunde. 1-0 pentru echipa oaspete. Înscrie Unguraica
Corșoș. Da, nu mai greșește Corșoș, o jucătoare care are în palmares Liga Campionilor și nu odată de 3 ori cu Ghior. A jucat foarte puțin însă în acea perioadă, dar într-un sezon a fost aleasă surprinzător cea mai bună apărătoare, pentru că în acel sezon Corșoș a fost trimisă de antrenorii de la Ghior, de Martin Ambroș cu predilecție, să se apere fluturaș, cum se spune, avansat. Aruncă Neagu și înscrie 1-1. Au început golurile în polivalentă, Rapid repune foarte repede, Buceschi pentru Fraga. Fraga! 7 metri după această intervenție asupra lui Ostase. 7 metri și cartonaș galben pentru Zaadi, cred, da? Sau Moreghe. Revedem pătrunderea Fragăi Fernandez. Aruncare de la 7 metri scoasă excelent de Fraga Fernandez. Specialista Omoreghi până la urmă, galben, specialista de la 7 metri a Rapidului este Eliza Buceschi. Eliza Buceschi față în față cu Emil, cu Mari Davison, marchează și Eliza Buceschi 2-1 pentru Rapid în minutul 5. Rapid are nevoie de o Eliza Buceschi la o formă foarte, foarte bună în această partidă. De asemenea, așteptăm să o vedem pe teren și pe Stefana Polman. 69 de goluri marcate pentru Eliza Buceschi în cele 13 etape din turul campionatului. Omoreghe, o aruncare de la 11 metri, o surprinde pe Ciucă și egalează din nou. Fault în atac. A fost pași la Eliza și Dembele face 3-2 pentru CSM. Este pentru prima dată când liderul din Liga Florilor este în avantaj, Adi Vasile. Prima greșeală tehnică, practic. Da. Scăpat mingea din mână Eliza Buceschi. Discuție între arbitru și Ciucă. N-au înțeles ce au dat rapidistele. Cei doi arbitri n-au înțeles... A fost gol. Da, a fost gol. Nu s-a pus problema de altceva. 3-2 după 5 minute în favoarea CSM București. Fraga pentru Eliza Buceschi. Canor, Corșoș, rămas o stase pe pivot. Trebuie să fie atente rapidistele, pentru că pleacă extrem de rapid pe contraatac bucureștencile. Au niște extreme incredibile, Dembele și Aune, sunt două extreme care abia așteaptă mingi să plece pe contraatac. Dembele este cea mai bună marcatoare din istoria Naționalei Franței. Capitanul fostului capitan al Naționalei. Canor, Buceschi, Corșoș a intrat al doilea pivot, Canor pentru Corșoș, strânsă Cartromenghin acolo, între Pintea și Dembele. Corșoș nu a avut cum să se întoarcă, Buceschi. Fraga Fernandez pentru Canor, frumoasă aruncare prin evitare și 3-3, Rapid reușește egalarea. Da, și Canor are o varietate, o gamă largă de aruncări, a tras acum la poartă de pe picioare, practic, și a surprins-o pe Marie Davison. 3-3, prima dată când Rapidul egalează pe tabelă. E un început de meci așa cum ni l-am dorit, un început cu ritm din partea celor două echipe. Acum Zaadi, Cristina Neagu, luptă acolo Pintea pentru un culoar, Omoreghe și Ciucă. Pintea recuperează și marchează, au avut șanse bucureștencele la această fază. Mingea a revenit pe centrul la Crina Pintea, care a marcat. Alexandra Badea, unghiul este închis, dar găsește culoarul pentru gol, 4-4. Badea nu are dublură în această partidă, Marta Lopez este accidentată. Foarte bună pasa Fraga Fernandez, Alexandra Badea a simțit bine colțul lung și a reușit egalarea pentru Rapid. Da, meciuri bune făcute de Alexandra Badea în acest sezon, mai ales în Liga Campionilor, dar are și zile în care nu intră și atunci o avea pe Marta Lopez în spate acolo. Acum Alexandra trebuie să joace practic 60 de minute de joc. Neagu o pasă în spate, Zaadi pentru Cristina Neagu. Omoreghi, sunt doi pivoți, Aune s-a dus cealaltă parte, Dembele
Ciucă respinge Aune. Încearcă să-și împingă adversarul în semicerc, dar până la urmă e doar 9 metri. Încă o minge recuperată excelent pe semicerc de Micuța Aune. Acolo Dembele a aruncat la poartă, Ciucă s-a opus, dar mingea a sărit iar norocos la Aune. Au avut ghinion rapidistele de două ori. Acum din nou Dembele față în față cu Ciucă. Pe lângă, ce ratare mai rar la Siraboa Dembele. A început să le sperie Diana Ciucă pe adversare. Patru intervenții pentru Diana. Mi s-a părut mai devreme că Dembele a plonjat prea mult spre poartă. Ciucă a avut timp să ajungă să o blocheze. Erau foarte aproape cele două. Și iată două situații în care Dembele Ciucă s-au duelat, iar portărița Rapidului a rezolvat. Fraga Fernandez pentru Canor, s-a închis acolo Fraga. Din nou Fraga Fernandez, pasă cu Ostase prinde mingea, dar era cu piciorul în semicerc. 4-4 în continuare, CSM Rapid. Neagu, nepregătit, aruncă Ciucă, era însă acolo și reușește să blocheze. Contraatac faza a doua pentru Rapid, extraordinar, se descurcă Buceschi, a croșetat defensiva CSM-ului, însă Mari Davidson continuă forma fabuloasă din acest sezon. Da, 5-4 la intervenții pentru Diana Ciucă, 4-4 pe tabela de marcaj între cele două echipe. Cele mai bune jucătoare de pe teren până în acest moment, cei doi portari, Diana Ciucă și Mari Davison. Acum Orlan Canor pentru Lorena Ostase și marchează pivotul naționalei României. A ieșit Arsen să blocheze, însă asta a însemnat că Ostase e liberă și a reușit să înscrie rapidista. 5-4 pentru campioane. Neacu. Pe doi pași, Arsen aruncă Ciucă, o nouă intervenție și recuperarea lui Corșoș, da, e posesie pentru Rapid. Da, Ciucă încă o dată își face simțită prezența. Interii CSM-ului nu sunt în mână, nici Neagu, nici Emilie Arțăn. Acum Fraga Fernandez, Buceschi, aruncare de la 9 metri doar. 9 metri, da. S-a apărat bine Zadi, a închis repede culoarul, iar... Buceschi nu avea pe unde să arunce. Adi Vasile simte că echipa nu este într-o zi deosebită, cel puțin până acum. O jumătate, 10 minute de fapt, din prima repriză. Avem 5-4 pentru Rapid. Campioanele sunt în atac. Canor pentru Fraga Fernandez. A încercat pentru Bade. Iese Bade la combinație. Fraga Fernandez, pasă riscantă, Buceschi prinde, Canor pe doi pași, însă până la urmă este 9 metri, apărare senzațională a lui Arsen. Da, Rapid București are o echipă cu o statură mai inferioară, aș putea spune. Trebuie să dea drumul repede la minge și să pătrundă pe spații, dacă au spații, dar e cam greu să pătrunzi acolo între Emilie Arsen și... Crina Pinte, acum Orlan Canor se înalță, din nou Mari Davison. Pe contră, CSM, pasă greșită a lui Aune și din nou Rapidul cu șansa de a dubla avantajul. Fraga pentru Buceschi, Ostase nu are pe unde, Buceschi pentru Orlan Canor. Într-adevăr, statură superioară pentru CSM București, Arsen, Pintea, Zadi, chiar trei jucătoare de piatră acolo în defensiva lui Adi Vasile. A încercat Canor printr-o plutire specifică mai devreme să evite acel blocaj. Din nou Orlan Canor. Canor! Da! Acest gol este marcă înregistrată. Orlan Canor, 6-4 pentru prima dată, un avantaj de două goluri în favoarea echipei lui Carlos Viver. Air Canor, cum i-au spus francezii lui Orlan Canor, și timp de odihnă cerut de Adi Vasile în minutul 12, cred, 6-4 pentru Rapid. Here, okay? Now, deep
perfect. I want us to be a little bit better on color here. When she dribbles, you take a step up, everybody moves. Come on. Adi Vasile a apucat în acest timeout să facă și fază ofensivă și fază defensivă. Da, Orlan Kanor este problema CSM-ului în acest debut de partidă, iar pe fază ofensivă s-au grăbit de foarte multe ori să finalizeze și mai ales Neagu, să stea calme. Nu pot câștiga un meci din minutul 12 sau după 12 minute, nici măcar după o repriză, se vor juca 60 de minute de joc. Început bun de partidă pentru Rapid, 6-4, conduce acum, ce reușită și pentru Gras Zahadi. Da, se vorbește olimpică. Multă franceză pe teren. Kanor Zahadi, un duel foarte, foarte interesant. Ne bucurăm că avem posibilitatea să avem în Liga Florilor două jucătoare atât de valoroase din Naționala Franței. Da, lipsește Niakate la CSM București și ea o jucătoare importantă pentru Naționala Franței. La CSM n-a avut evoluții foarte bune. Acum Kanor se luptă acolo cu Arțăn, Badea pătrunde și nu poate să o depășească pe Mari Davison, a șasea intervenție și pentru norvegiancă. Hansen pentru Neagu. Din nou Hansen, Zahadi găsește culoarul, pasează la extremă și scapă Rapidul. Sudakov a intrat acolo pe extremă dreaptă, a schimbat-o pe Malinaune, care a făcut niște greșeli, a avut și o ratare, acum Korșoș. Se închisese Bucenski, nu mai avea nicio soluție, până la urmă a apărut Korșoș. Kanor pentru Bucenski. Fanii CSM-ul încearcă să facă o gălăgie mai mare decât rapidiștii. E greu însă. Kanor pentru Fraga. A intrat Espinola. Espinola a intrat într-adevăr. Bucenski obține aruncarea de la 7 metri și tot ea va executa. Zahadi a strâns târziu acolo și Sudakova, iată și Zahadi. A găsit culoarul, avea un picior în semicerc Zahadi. Eliza Bucenski tot ea execută aruncarea de la 7 metri. A învins-o în primă fază pe Marie Davison. Bară, rămâne 6-5 în favoarea Rapidului. De această dată Davidson a hipnotizat-o pe Eliza. Mingea s-a dus pe lângă piciorul de sprijin al norvegiencei, însă n-a intrat în plasă. Mingea a lovit bara și prima ratare mare pentru Rapid de la 7 metri. Da, băieții de la echipa de handball a CSM-ului în tribună se pregătește și ei, pentru că începe și reîncepe și sezonul la băieți după campionatul mondial de handbal din Norvegia, din Polonia și Suedia. Neagu iritată de o defensivă foarte agresivă a Rapidului. Espinola încearcă blocajul, scurge bine această fază. Sudakova! Egalitate! Da, Sudakova a depășit acolo. A aruncat practic din poziție de inter și n-a mai ratat de această dată primul gol și pentru Rusoaica venită în vara trecută de la CSKA Moscova. Pentru prima dată în meci, la jumătatea primei reprize, intră Stefana Polman. Iată în inter stânga, Bucenski, Espinola, Ostase. Odihnită Orlan Kanor. Polman încearcă pasa cu pivotul, greșește însă și iată CSM-ul poate reveni în avantaj. Emily Arsen pentru Zahadi. Neagu este în centru. A fost schimbat și pivotul CSM-ului, trimis Emma Ramusovici, Alivodic în locul Crinei Pintea. Este un singur gol. Omoreghi pentru Neagu. Zahadi. Nu se schimbă însă linia de 9 metri la CSM. Zahadi încearcă pătrunderea. Neagu, gol! 7-6 pentru CSM. Rapid nu poate pleca repede de la centrul terenului, pentru că ăsta se era foarte pregătită. Foarte bun culoarul găsit de Neagu. Dar nu are rol aici și Emma Livodiș, care a tras doi apărători după ea, i-a făcut culoar Cristinei Neagu. Două goluri din patru aruncări pentru capitanul
Naționalei și al CSM-ului. Polvan pentru Buceschi. Nu. Time out. Rămâne cu mingea. Sau? Era ceva pe minge. A rezolvat treaba arbitrul. Polman în spate, Espinola. Espinola a încercat pentru Ainhoa Hernandez, care a intrat și ea pe pivot. E nevoie de o jucătoare mai de forță. Cu siguranță și Ostase se poate bate, dar Ainhoa încearcă acum recuperarea și o reușește. Zadia, plonjat foarte frumos Franțu Zoica. Excelent a răspuns, au răspuns jucătoarele de la CSM după timeout-ul cerut de Adi Vasile, un parțial de 3-0 și cu siguranță nu vom mai privi prea mult până ce și Carlos Viver va cere un timp de odihnă, pentru că echipa sa, după un început foarte bun, nu se mai regăsește în ultimele minute. Acum Gras Zadi combină cu Neagu, din nou la 9 metri, mingea ajunge pe extremul la Dindiligan, a intrat și ea. Comoreghi se apără bine Rapidul, Neagu aruncă, mingea deviată pentru prima dată în partidă, este 8-6, plus 2 favoarea CSM-ului. Pasă cu pivotul Ainhoa, elegant, reușește să înscrie, putea fi 7 metri, arbitrii a arătat Ainhoa Hernandez că dacă nu marca, primea 7 metri, Rapid revine repede pe tabelă, a fost însă o perioadă destul de lungă în care rapidistele nu au marcat aproape 7 minute. Da, din minutul 12, practic, până în minutul 18 a fost 4-0 parțial pentru CSM București. Aproape 7 minute, nu... Da, 6 minute și ceva. Așa este. Omoreghi pentru Zadi. Gras Zadi a revenit Orlan Canor pe teren. E nevoie de ea. Steluța Luca în imagine, antrenorul federal, și a o fostă mare jucătoare, un Inter dreapta, după care suspinăm de atâtea ori la echipa națională a României. După retragerea sa, naționala României nu prea a mai avut un Inter dreapta de aceeași valoare. Interesant, Canor stă doar pe defensivă și revine pe teren Polman. Schimbată și Eliza Buceschi, intră din nou Fraga Fernandez în centru, iar o linie de 9 metri diferită la Rapid cu Polman, Fraga Fernandez și Espinola. Orșoș pentru Fraga, Polman, Polman, Espinola până în extremă, Badea este oprită de Marie Davidson. De această dată Badea a avut un unghi bun, însă Marie Davidson se remarcă din nou. 8-7 CSM după 20 de minute. Da, s-a dus curajos acolo Alexandra Badea, dar are deja două ratări din unghiuri foarte bune. A ghicit-o Marie Davidson acolo după ce și ea o învinsese odată. 33% procentaj pentru extrema dreaptă a Rapidului. Acum Sutakova găsește acolo un culoar, au strâns Rapid giuleștencele și în imagine Sorina Târcă, mare absență a Rapidului împreună cu soțul său, Gicu, da, Grozav, Gicu Grozav, da, jucătorul de fotbal al Petrolului. Omoreghi pentru Neagu, Neagu blocată, va fi corner. Foarte bine s-a apărat acolo și a pus un braț salvator Orlan Canor. Discuție între Adi Vasile și Iulia Curea, era și și Pinte acolo. Sunt în prepasiv bucureștenii, să vedem câte pase mai au. Cristina Neagu pentru Zadi. Zadi pătrunde pași în fault și cred că o singură pasă pentru CSM București. Să vedem cine își va asuma responsabilitatea să arunce acolo. Cristina Neagu cu siguranță. Zi, da, din trei jucătoare. Va fi o pasă pentru Neago. Sunt probleme cu cu așezarea zidului. Ar fi vrut un metru mai la dreapta. Moment tensionat, Cristina Neago. Neago aruncă gol! Ce torpilă!
97 CSM. Este ceea ce îl lipsește Rapidului, aruncările de la distanță. Cristina Neagu are deja 4 goluri, acum Fraga Fernandez, Estavana Polman, din nou la Badea, Badea, unghi mare și gol marcat de Alexandra Badea și eliminare, da. Ali Vodici. Da, a fost o împingere acolo și o ținere la Neagu, Estavana Polman. I-a spus arbitrului, au fost pași, au fost pași, și arbitrul îi dă galben și lui și Cristinei. Intransigent Romeo Bogdan Stark. Și prima eliminare de 2 minute din meci pentru Ema Ramusovic Alivodic în minutul 22. Să vedem cum se descurcă CSM în aceste condiții. Pe partea cealaltă, Badea 2-2 cu portarul Davison, 2 goluri, 2 ratări. Și trebuie 9 metri pentru că a fost pași în fault acolo, dar cred că asta spunea și Sina Neagu. Joacă fără portar CSM-ul la acest atac. Omoreghi, Zadinea cu linie de 9 metri neschimbată pentru Adi Vasile în această primă repriză. Pasă în afara terenului, dar a fost fault. Din fault a trimis acolo Grazadi. Știa că îi se va acorda la 9 metri și a încercat o pasă pentru conaționala sa Dembele, Grazadi. Cristina Neagu aruncă, are salvată de bară Diana Ciucă. A revenit repede Davidson în poartă. Polman, Fraga Fernandez, s-a complicat Fraga Fernandez, incredibilă fază. Aproape să facă și forțare acolo. Dar a fost foarte hotărât, am avut impresia că și-a schimbat părerea în timp ce era în aer. Pentru că apărătoarele din fața ei au strâns foarte bine, a văzut culoarul, dar în momentul în care s-a dus decisă, au strâns s-a închis liftul și atunci a trebuit să dea o pasă, a dat-o la adversar. Omoreghi pentru Pintea, revenită pe pivot. Zadi, Omoreghi, Zadi, Neagu pentru Dembele, Dembele nu are pe unde, Dembele însă găsește soluția până la urmă și înscrie. A survolat foarte bine CSM această inferioritate, 10-8 în favoarea liderului. Cu greu și-a găsit acolo pașii Dembele, dar i-a găsit și a marcat 10-8 în minutul 23. Experiență deosebită pentru Siraba, Dembele, care se va retrage la finalul sezonului. Klikovac și Dembele se retrag. Asta vreau să spun, când te gândești că și-a anunțat retragerea și cum ar putea să joace și ce bine joacă în acest moment Siraba, Dembele. Și stă atât de mult pe teren, iată în extremă în continuare. Fraga așteaptă pe Ainoa Hernandez, din nou la un pas de mare, de o mare greșeală Fraga Fernandez. Pare foarte concentrată jucătoarea din Spania. Polman pe jos, nu reușește însă să o învingă pe Mari Davidson, care face o primă repriză de vis. Are 50% practic Mari Davidson, pentru că are 8 parade din 16 aruncări. Continuă evoluțiile incredibile. Mari Davidson a dus la CSM București ca al treilea portar. Le ține pe bancă pe Laura Gloser și pe Eriksen. Zadi. Zadi pentru Neagu, din nou Zadi, Neagu, Neagu pentru Dembele, liberată din nou în extremă Dembele. 11-8. Nu reușesc fetele lui Carlos Viver să-și revină. A fost 6-4 pentru Rapid, este 10-8 în favoarea CSM-ului. 11-8, scuze, în favoarea CSM-ului. Da. Din nou 2 minute eliminare tot în tabăra CSM-ului pentru Grazadi. A pătruns acolo. Cred că Corșoș a fost atent. Și Jan Jusevic se pregătește să execute aruncarea de la 7 metri. Andiela Jan Jusevic, venită de la Siofo, marchează Sârboaica 11-9 în minutul 25. Curios, antrenorul Carlos Viver n-a cerut încă time-out. Ne-a atunci pe Cristina Vorzaru în tribună.
una dintre persoanele foarte importante din conducerea echipei de handbal CSM București. Team managerul echipei feminine, da, exact, de handbal. Uitându-ne puțin la jocul Rapidului, doar două goluri în 13 minute, foarte, foarte puțin. Acest gol al lui Janusevic e foarte important. 11-9, fără portar din nou CSM-ul. Neagu Omoreghe! Elasticitatea sa a făcut diferența la această fază. Omoreghe a reușit prin evitare să marcheze. 12-9, CSM-ul din nou la plus 3. Da, foarte bine au jucat acolo, mai ales că aveau om minus pe teren. S-au dus repede bucureștencele. Acum Estavana Polman pentru Espinola și din nou aruncare de la 7 metri. S-a apărat acolo în semicerc Cristina Neagu. S-a dus decisă spanioloica. Cred că Neagu a fost foarte convinsă că Espinola va da în circulație pentru extremă și a luat o decizie greșită, dar a băgat umărul în față acolo. A știut foarte bine ce face Spinola. Nou Janusevic a schimbat portarul CSM pentru prima dată în această partidă. Eriksen este în poartă. Janusevic schimbă colțul și marchează. Fără emoții, fără emoții. 12-10 în favoarea CSM-ului cu mai puțin de 5 minute până la pauză. Am văzut-o acolo în spatele lui Carlos Viver pe Jennifer Gutierrez. Iată, a intrat acum în echipa Rapidului, o jucătoare care a semnat din sezonul viitor cu CSM București. Da, spunea că își va face treaba la Rapid până în ultima secundă. E foarte, foarte normal. Cu siguranță. Hansen. Bună pasa lui Omoreghe, însă Pintea scapă acolo balonul în fața Fragei Fernandez. Diferență uriașă de gabarit între cele două jucătoare. Fraga Fernandez. Spinola, Fraga, Ercanor, însă Davidsen își face treaba din nou extraordinar. Recuperarea este a Fragei Fernandez. Ce paradă, Mari Davidsen. Time-out Rapid. Time-out Rapid. Au avut acum șansa rapidistele, pentru că mingea apărată de Davidsen a sărit în terenul rapidist și a interceptat de acolo Fraga Fernandez. CSM București la time-out se vorbește în engleză, la Rapid în spaniolă. Sunt multe jucătoare din Spania. Și vor mai veni jucătoare Vișinie. Din Spania. Și vor mai veni jucătoare mai din veni, Spania. Exact, jucătoare din Spania. La Rapid București au anunțat deja transferul Larei González Ortega de la Paris 92, o jucătoare care face foarte bine un centru, care face foarte bine faza de apărare. Va pleca, în schimb, așa cum spuneam, Jennifer Gutierrez și din Franța va veni Laura Canor, sora lui Orlan Canor. Acum Fraga Fernandez croșetează apărarea CSM-ului. A găsit un spațiu foarte, foarte mic Fraga. Nu e o repriză foarte inspirată pentru Fraga Fernandez, dar de această dată scrie un gol important. 12-11 în favoarea CSM-ului. Și uite că Rapidul vine aproape de la 12-9, două goluri marcate consecutiv. 9 parade pentru Davidsen, 7 pentru Diana Ciucă. Omoreghe. Grazadi pentru Neagu. Neagu a încercat cu Sudakova, însă pasa a fost prea puternică. N-a prins Sudakova, n-a putut să prindă, da. Acum din nou Rapidul are șansa să egaleze. Spinola, Orlan Canor pătrunde și înscrie de această dată. Nehotărât acolo, n-a putut să oprească Omoreghe și 12-12. Ce calități fizice are această Orlan Canor. A fost tamponată serios de Omoreghe. Cu toate astea și-a găsit balansul pentru un gol foarte important. Rapidul are 3-0 în ultimele 3 minute. Final încins de primă repriză.
Vă aducem aminte, în tur a fost în 31-31, acum este 12-12. Goluri mai puține decât în partida tur, dar avem spectacol și astăzi și încrâncenare. Fault în atac a fluierat acolo. Crina Pinta a dărâmat-o pe Ainhoa Hernández. Un duel la aceeași categorie. Revedem. Da, preluarea nu ne-a arătat cine știe ce infracțiune acolo. Poate arbitru a avut alt unghi, noi nu am văzut acest lucru. Jennifer Gutierrez, Fraga Fernandez, pasă la Ainhoa Hernández, o boltă a încercat acolo Ainhoa Hernández. Nu poți să o învingi cu așa ceva pe Mari Davison și pe contraatac Sudakova marchează 13-12, din nou în avantaj CSM București. De aceea atât de frumos handbalul, în câteva secunde Rapidul putea avea 13-12, acum este condusă Fraga Fernandez. Cearcă trecerea, Pintea însă o ia în brațe, nicio șansă pentru Fraga Fernandez. Ce bine, ce bine o găsise acolo Fraga Fernandez pe Ainhoa Hernández, însă practic și-a bătut joc de acea acțiune Ainhoa cu acea boltă. Badea din nou și iată ce execuție și la Alexandra Badea, cât sânge rece acolo în colțul scurt, o învinge și ea pe Davison. Extraordinar a aruncat Alexandra Boadea. Ne bucurăm că este în formă. Avem nevoie de o Alexandra Boadea la turație maximă pentru Naționala României. Da, am văzut-o ieri și pe Sonia Seraficianu, cealaltă extremă dreaptă, în mare formă. Se leagă. Dacă aceste jucătoare vor evolua, putem avea o echipă națională puternică. A fost bară Cristina Neagu și ultimele secunde pot aduce Rapidul în avantaj la pauză, dar sunt șanse puține. Aruncă de la mare distanță Fraga Fernandez. O repriză echilibrată, o repriză în care cele două echipe și-au împărțit perioadele de dominare. Se termină la egalitate, 13-13. Luăm 10 minute de pauză, revenim cu partea a doua jocului, în care vom cunoaște învingătoarea dintre CSM București și Rapid. Am revenit în sala polivalentă din București pentru derbiul Ligii Florilor dintre CSM și Rapid. 13-13 după o primă repriză foarte echilibrată și tensionată. Cea mai bună marcatoare a primei reprize, Cristina Neagu. 4 goluri, dar din nou aruncări. Trebuie spus acest lucru. N-a fost o repriză excelentă pentru Cristina. Cea mai bună marcatoare a Rapidului, Alexandra Boadea. 3 goluri, dar la fel și Orlan Canor. Procentajul un pic mai bun însă pentru extrema dreaptă a echipei din Giulești. Da, un început de partidă mai bun pentru Rapid. Giuleștenii l-au condus cu 6-4. Un time-out cerut de Adi Vasile a întors soarta reprizei. 8-6 pentru CSM București, 4 goluri marcate consecutiv. Apoi CSM-ul a avut 11-8, 12-9. Rapid a revenit și a egalat 13-13. O repriză a portarilor, o repriză în care s-au remarcat atât Mari Davison cu 12 intervenții, cât și Diana Ciucă cu 7 intervenții. A început repriza a doua în sala polivalentă din București. O primă repriză antrenantă, sperăm că și a doua va fi la fel de plăcută telespectatorilor. A început această repriză secundă cu CSM în atac. Crina Pinta este pe pivot la linia de 9 metri. Zadi, Omoreghi și Neagu, așa cum s-a întâmplat în toată repriza, în prima repriză, 9 metri acum trântită. Omoreghi se ridică după duelul cu Orlan Canor. Omoreghi care și-a prelungit contractul cu CSM București. Și-ar fi dorit o aruncare, a cerut o eliminare de 2 minute slovena. Acum Crina Pintea pentru Zadi, din nou Omoreghi. Zadi, Cristina Neagu pasă pentru Crina Pintea și 9 metri. Doar 9 metri. Cred că arbitrul a vrut să dea 7 metri, accidentată Crina. N-a avut niciun, cred că asta așa a gândit, pentru că n-a avut niciun moment prin planul. Mingea era în mâna lui Canor, dacă am văzut bine. Foarte frumoasă aruncarea lui Grazadi. CSM-ul reușește să înscrie și
să preia conducerea. Canor pentru Buceschi. A jucat puțin în partea a doua, prime reprize Buceschi. Fraga, din nou blocată, din nou își face treaba foarte bine defensiva CSM-ului în fața Fragei Fernandez. O singură dată a reușit să scape, să găsească un culoar cumva, să plaseze mingea lângă voară. Dar în rest, Fraga Fernandez a avut mai multe greșeli în prima parte a jocului. Canor pentru Buceschi. Buceschi pătrunde spectaculos și egalează. Ce explozie a avut Eliza la această fază. Aceasta este Eliza pe care o cunoaștem. A început bine și prima repriză, apoi a ratat acea aruncare de la 7 metri și a fost scoasă de antrenorul Carlos Viver. Acum un gol din acțiune pentru Eliza, al doilea al meciului pentru Centrul Naționalei României, una din jucătoarele de bază ale Naționalei României. Neagu. Sunt doi pivoți, a intrat acolo și Dembele. Neagu pentru Zadi, Zadi pentru Dembele. Gol! 2 minute eliminare pentru Orlan Canor sau pentru... Nu e eliminarea lui Orlan Canor. Nu, Eliza Buceschi, da. Eliza Buceschi a fost eliminată. Era amândouă în acea zonă. Arbitrii au eliminat-o pe Eliza Buceschi. 4 goluri pentru Dembele, iată, pe post de pivot. A ținut-o acolo, Eliza i-a dat drumul, dar târziu. 2 minute eliminare și pentru Buceschi. Este doar a doua eliminare din meci, câte una de fiecare parte până acum. A fost un meci sportiv. Fraga Fernandez pentru Polman. Fernandeza îi lasă din nou lui Fraga Fernandez. Fraga pătrunde Arsen, a închis-o foarte bine însă. În tur în Giulești a fost 18-15 pentru Rapid la pauză. Și o repriză mai bună, mai 4 bună. 4 goluri în ultimele 10 minute pentru Rapid, însă CSM București a revenit formidabil. Acum aeriană cu Ercanor. Ce pas a oferit acolo Estavana Polman. Rapid. Fantastică! Aceasta este cea mai frumoasă fază de până acum a partidei. Două jucătoare de clasă mondială, Estavana Polma și Orlan Canor, două campioane mondiale, fac spectacol la Pro Arena în sala polivalentă. Neagu. Pentru Zadi, mai departe Omoreghi greșește. Ce recuperare importantă! Rapidul în inferioritate se descurcă foarte bine. Așa s-a întâmplat și cu CSM-ul la prima inferioritate. Da, pentru că atunci ești mai focusat, mai atent să nu greșești. Jucătoarele la adversare intervine poate o relaxare și iată, Rapid are posibilitatea să treacă din nou în avantaj. N-au mai condus de foarte multă vreme rapidistele. Fraga Fernandez pătrunde și înscrie spanioloica. 16-15 Fraga Fernandez. N-a mai condus Rapid de la 6 la 5 în minutul 13. Acum este 16-15. Omoreghi însă ciucă, are o intervenție excepțională. Avem parcă același început din prima repriză. Exact, și un început de repriză, secundă foarte bun pentru a fi foarte inspirat. Notul 35, 5 minute în care Rapidul a marcat de 3 ori, CSM-ul doar de 2 ori. Suporterii continuă să-și încurajeze favoritele atât de o parte cât și de cealaltă. De pe extremă dreaptă, Badea marchează al 4-lea gol. Își duce... Are o misiune grea astăzi, este singură pe post, Marta Lopez nu poate să evolueze, dar Alexandra Badea își face treaba cu siguranță. 4 goluri, iată, o învinge pe Mari Davison cu aruncare în colțul lung. Cred, Marian, că această revenire spectaculoasă a Rapidului ține și de faptul că Davison n-a mai avut aceeași inspirație ca în prima repriză. Neagu. Pentru Arsen, mai departe, această minge pentru Malinaune, care dă în plasa laterală și Rapidul poate urca la plus 3. Buceschi pentru Canor, forțare, foarte bine au strâns cât acolo. De bine s-a apărat Gras Zadi. Și Malinaune, care parcă și-a recuperat greșeala după acel gol turcesc, iată ce bine au strâns acolo. Foarte, foarte bine, da. Se știu foarte bine, bineînțeles, Graza Adi și Orlan Canor. 17-15,
pentru Rapid. Au trecut 6 minute din repriza secundă. Atacă CSM. Cristina Neagu pentru Zadi Ansen. Ansen, frumoasă fentă. Ansen, bară! 7 metri însă. 7 metri. Scăpase din nou Ciucă. Și de aceea e frustrată, evident. Foarte frumoasă fenta lui Ansen. Da, e apărare în semicerc. Da, e o apărare în semicerc. A strâns acolo târziu Orlan Canor, dar lângă Arțen ar fi trebuit să intervină acolo Hernandez. Nu a făcut-o. Da, nu, Hernandez trebuia. Neagu. Neagu, fără probleme. Neagu este obligată să arunce la acea peluză unde sunt suporterii rapidiști. Primul 7 metri, primul gol din 7 metri pentru CSM București. De partea cealaltă au fost 4 aruncări de la 7 metri pentru Rapid, 3 fructificate. Atacă Rapid, Fraga Fernandez pentru Buceschi, Orlan Canor, Fraga, schimbă ritmul, Fraga este însă din nou luată în brațe de Crina Pintea. S-a mai întâmplat asta în prima repriză, nicio șansă din punct de vedere fizic. Pintea și Arțen duc greul acolo în centrul apărării. Fraga Fernandez, Buceschi, Badea. Din nou Fraga Fernandez, Orlan Canor, dar direct în Marie Davisen. N-a fost inspirată franțuzoica nici de această dată. Două faze pe care Orlan Canor nu le-a judecat bine. Și TSM-ul poate egala. Ansen, Zadi, Ansen, din nou Neagu, scapă de Badea. Neagu! Ce pătrundere, ca în zilele bune, Cristina Neagu, 17-17. 6 goluri deja pentru Cristina Neagu, de departe, principala marcatoare a partidei. La Rapid, Orlan Canor și Bade au câte 4, tot 4 și pentru Siraba Dembele. 4 jucătoare de clasă, am putea spune. Canor pentru Buceschi, Badea. Canor, Fraga Fernandez, e închisă Eliza, din Orlan Canor, sunt doi pivoți, Alexandra Badea abia acum revine pe poziția sa, Eliza Buceschi, Fraga foarte bună, pasa cu pivotul Ainhoa Hernandez, 9 metri. Mingea a atins un picior pe Crina Pintea, rămâne Rapid în atac, aruncare de la 9 metri, Fraga Fernandez, Eliza Buceschi, din nou Fraga Fernandez, Buceschi, însă din nou Davisen se culcă pe minge acolo practic și reține. Aici s-a văzut diferența de talie foarte mare dintre cele două echipe. Ansen și Crina Pintea fac foarte, foarte bine fază defensivă și Rapidul nu prea are pe unde să pătrundă. Ainhoa Hernandez a angajat-o foarte rar pentru că acolo Ansen și Pinta, așa cum spuneam, își fac treaba foarte bine. Ansen acum scrie! Omoreghi a fost scoasă. Ansen joacă și pe ofensivă și iată, își face simțită prezența și pe tabelă. Primul gol Canor! Pentru norvegiancă. Mod normal, ceva mai mult de 9 metri, probabil și o eliminare, dar arbitrii nu au văzut asta. 18-17, CSM revine la conducere. Rapidul aleargă acum după egalare cu Fraga Fernandez pentru Buceschi. Din nou Canor. Doi centri și un inter stânga, practic, în linia de 9 metri a Rapidului. Buceschi, Fraga Fernandez, Orlan Canor a încercat acolo o pasă, faultată. Am crezut că va merge ea să arunce la poartă, însă a căutat culoarul pentru o pasă la Jennifer Gutierrez și timeout cerut acum Rapid de Carlos Viver. Golpe franco, circulación, se coloca delante de la segunda, ¿vale? Atacamos, están viendo los robos de balón, pero metemos ese pase, si se coloca bien, bien, en las siguientes acciones, porque nos van a levantar ya la mano. Después volvemos a recuperar. Da, Carlos Viver încearcă să imprime mai multă viteză
jocului, pentru că asta e singura soluție. Din punct de vedere fizic nu se pot bate cu puternicele jucătoare de la CSM București Rapid, care nu a mai marcat de 6 minute. Și din nou acea cădere, da, așa cum a fost și în prima repriză, 6 minute fără gol și de la plus 2 la minus 1. Da, și Rapidul are acum o perioadă de joc foarte importantă, pentru că trebuie să reziste. Să vedem dacă va putea să facă acest lucru Buceschi pentru Fraga Fernandez. Mai departe la Badea, gol! Din nou găsește colțul lung Alexandra Badea. Ce meci face Alexandra Badea? De cele mai bune partide ale sale în Liga Florilor în acest sezon. Alexandra Badea, 5-a reușită în tricoul Rapidului împotriva CSM-ului și este din nou egalitate, 18-18. Probabil că dacă Badea nu ar fi mers astăzi, Carlos Vives ar fi fost nevoit să le trimită acolo pe Anusevi sau pe Espinola. Însă ele nu joacă nici pe post de inter, dar pe post de extrem. Acum Bintea găsită, ce liberă, pasă. 41 minutul 19-18 CSM București. Fraga Fernandez din nou pentru Badea! Pe lângă poartă, dar mingea... Da, a ieșit. Am crezut că a fost prinsă în extremă. Asta se putea doar dacă atingea ușor bara, însă nu cred că s-a întâmplat asta. Cât să mai dea și Alexandra Badea, pentru că era... Practic, asta își doresc jucătoarele de la CSM, apărarea CSM-ului să împingă jocul Rapidului pe extreme, pentru că e mult mai greu să marchezi de pe laturile terenului. Atacă CSM cu Grassadi, Neagu și Hansen. În linia de 9 metri din nou Hansen aruncă devastator, 20-18. Hansen are momente în care nu poate fi oprită nici pe fază de atac. Canor! Ea este Ercanor! Ce gol frumos marcat de Franțu Zoaică! Se joacă fără apărări practic în ultimele minute, gol după gol și de o parte și de alta, spectacol. 20-19, CSM București continuă să rămână în avantaj, însă un avantaj minim. Meci de Champions League, de nivel de Champions League foarte, foarte ridicat. E o situație cumva ciudată, cele două echipe s-ar putea întâlni în sferturile de finală ale competiției. Da, sunt mai mulți de tac acolo, putem să divagăm de la acest meci, dar dacă ne permit jucătoarele, acum... Datează Hansen. Din nou Ciucă, da, Ciucă are o intervenție. Da, Ciucă a atins mingea, s-a dus în bară, iar Rapidul poate egala din nou. Fraga Fernandez așteaptă schimbarea. Vorbeam dacă CSM București va câștiga grupa A și Rapid va termina pe locul 4, e prima condiție, iar a doua condiție este ca Rapidul să treacă în optim de finale. De finală, și atunci CSM București și Rapid se vor întâlni în sferturile de finală și România va avea cu siguranță o echipă în Final Four-ul Ligii Campionilor de la Budapesta, acolo de unde CSM-ul a fost ultima dată în 2018. Fraga Fernandez pentru Canor, Eliza Buceschi. Fraga Fernandez, Eliza încearcă pe lângă Pinta, dar nu are spațiu. Nu mai găsesc culoare, rapidistele foarte bine se apără. E prepasiv deja. Dembele se apără în intermediar. E o apărătoare foarte bună. Mingea o lovește în picior pe Dembele și... Două minute eliminare pentru Siraba. Iese și Neagu la schimbare. Da, este introdus acolo din Diligan, probabil că trebuie o extremă de meserie. Siraba, Dembele nu va juca în următoarele două minute. Da, e picior. Din Diligan trimisă în teren, acum Badea, culoar, n-a mai avut tupeu să se ducă la poartă. Buceschi, din nou în prepasiv. Da. Canor, bară! Mingea ajunge la Fraga, gol!
gol, 20-20. Ce frumos, cu mâna stângă a voleibala balonul acolo peste Marie Davison, care fusese ocrotită de șansă în primă fază la aruncarea puternică a franțuzoaicei Orlan Canor. Espinola pregătită și aia să revină pe teren. A intrat Ali Vodic pe postul de pivot la CSM. Hansen în centru, Neagu, combinația cu Dindiligan, Gras Zadi, încearcă să mestece puțin secundele CSM-ul, aflat în inferioritate echipa lui Adi Vasile acum. Cristina Neagu aruncă, blocată și este corner. A intrat ciucă între buturile Rapidului Denisa Dedu Șandru. Da, așa este. Cea care a venit la Rapid de la CSM București. Neagu combină cu Arță, însemnă înalță Neagu și 9 metri apărase, cred că mai e o pasă. Apărase foarte bine Denisa. Sau două. Trei pase arată Ali Vodic. Hansen din nou 9 metri. Rapid încearcă să absoarbă această energie pe care o degajă CSM-ul. Neagu apără Denisa Dedu. Și iată, Rapidul poate merge în avantaj mare, doar câteva secunde de superioritate. Se grăbesc rapidistele, pasă cu Ainhoa Hernandez. 9 metri doar, Ali Vodic a închis acolo foarte bine culoarul. N-a avut timp să scoată mingea Ainhoa Hernandez și a călcat în semicerc. Acum faultată încă o dată Iberica. Rapid însă rămâne în atac după acel minus 2, au revenit rapid Giuleștencele și iată, avem din nou un meci pe muche de cuțit. 20-20, Canor, Buceschi, Fraga Fernandez luată în brațe de Dembele. Dembele a revenit pe teren, Cristina Neagu nu, a rămas din Diligan acolo în extremă. Joacă doar faza de atac Cristina Neagu. Buceschi își bate mingea în genunchi și CSM-ul poate reveni în avantaj. Dembele! Ce eroare din partea Elizei! A fost un moment de neatenție și a pierdut concentrarea. Al doilea contraatac fructificat de Siraba Dembele, 5 goluri pentru extrema stânga CSM-ului. A tras-o în cursă pe Denisa Dedu Șandru. Are o situație complicată Jennifer Gutierrez pentru, în sezonul viitor, pentru că trebuie să o facă uitată pe Siraba Dembele, o jucătoare care a ridicat foarte mult ștacheta. Canor pentru Polman. Sunt amândouă pe teren la această fază. Buceschi s-a dus în interdreapta. A reintrat Estavana Polman. A fost scoasă Fraga Fernandez, Orlan Canor întâmpinat acolo de Emilie Hansen și 9 metri, sigur. Da, intrarea lui Hansen întârziată, însă Rapid rămâne în atac. Ainhoa Hernandez pentru Polman. Polman intră în circulație și Alexandra Badea sunt al doilea pivot. Badea, Polman, gol! Egalitate! Estavana Polman, primul său gol în minutul 48 pentru Rapid, a oferit acel asist minunat pentru Orlan Canor, acea aeriană superbă, cel mai frumos gol al partidei de până acum. Ne așteptam la un meci tensionat, ne așteptam la un meci spectaculos, ne așteptam la un meci echilibrat și iată că toate acestea se adeveresc. 21-21, mai avem mai puțin de 12 minute din această partidă. Atacă CSM, Hansen lasă la Neagu, dar da, a scăpat mingea Hansen. Dublu acolo, dar nu avea ce să fie altceva. Rapidul se grăbește, pătrunderea lui Polman, blocată olandeza. Canor calmează, iese Ainhoa Hernandez, probabil că va reveni pe teren Ostase. Foarte discret și cei doi arbitri n-au ieșit deloc în evidență. Asta e foarte bine. Da, au fluierat exact ceea ce a fost pe teren până acum Stark și Ștefan. Asta e foarte bine pentru arbitru la orice sport. Să nu fie văzut. Canor pentru Buceschi. Mai departe la Polman. Polman pentru Buceschi. Sunt doi pivoți. Așteaptă Alexandra Badea. Canor nu o vede. Acum pasa lui Canor, 9 metri.
E amenințare de joc pasiv. Cred că o singură pasă mai au Giule Ștencele, venis acolo al doilea pivot și Alexandra Badea. Au strâns oameni în centru rapidistele. Oprit cronometrul. Ostase trimisă și ea pe pivot. Eliza Buceschi pentru Orlan Canor. Foarte bună pasa, însă apărarea extraordinară a lui Glozer. Erickson era în poartă, da. Pentru a apăra buturile formației sale, pentru că Marie Davison nu mai avusese aceleași intervenții din prima repriză. A sesizat asta Adi Vasile. Suedeza s-a opus senzațional. Da, o ratare foarte mare pentru Ostase, pentru că pivotul Rapidului ar fi trebuit să marcheze de acolo singură față în față cu portarul suedez acum. Zadi, ce frumoasă pătrundere marchează franțuzoica. Avans de un gol pentru CSM. Buceschi nu are cu cine continua pe fază ofensivă, pe o minge rapidă. Polman, cred că a obosit un pic Canor. Polman pentru Buceschi, vine Canor. Canor! Două minute fără discuție la Livodici. Fără doar și poate o mână la gât. Discută cei doi dacă... Nu înțeleg ce discută. Două minute, da, fără niciun fel nu, de ar fi vrut, emoții. Ar fi vrut roșu, probabil. A fost o discuție despre roșu. N-a fost o intrare chiar de roșu, a spune. Revedem. Sau... A fost o intrare chiar de roșu. A intrat cu ambele. Asta vreau să spun, erau ambele brațe în față. Livodici a scăpat doar cu două minute. Iulia Curea, cred că i-a spus acest lucru. Trebuie să fim mulțumită cu aceste, doar cu aceste două minute. Și a doua eliminare de două minute pentru pivotul muntenegrean. Scrie senzațional din nou Canor. Este un meci în care Canor, cel puțin în repriza a doua, a făcut tot ce a vrut. Jucătoarele care n-au avut dublură pe post astăzi, Orlan Canor și Alexandra Badea, s-au achitat excelent de... S-au capacitat la maxim. Sigur. Devine Pintea pe pivot. Asta e soluția unică în acest moment, cu Alivodici eliminată. Intră în circulație Crina Pintea. 9 minute de joc, egalitate pe tabela de marcaj, 22-22, Cristina Neagu. Pentru Zadi, pătrunde acolo Zadi, însă o prinde în brață Orlan Canor. Încă un minut de eliminare pentru CSM București, care a scos portarul la această fază. Hansen pentru Zadi, Neagu întâmpinată de Ostase. Și două minute eliminare pentru Lorena Ostase. Da, o palmă peste față aplicată colegei sale de lot. Lorena Ostase... Ostase arată că a lovit un număr, însă cred că arbitrii au văzut bine. Vom revedea aici? Nu. Ba da. Nu, e da, fără e, doar e și două poate. Minute. Eliminare clară de două minute. Atacă CSM în egalitate numerică. Hansen pentru Neagu, pentru Zadi, mai departe în extremă. Aune! Delicios! Da, nu marcase niciodată Aune. Acum a găsit bolta sa specială și iată, o învinge pe Denisa. Foarte frumoasă Denisa. Aruncarea lui Malin Aune. Polman pentru Buceschi. Ainoa Hernandez, din nou Buceschi. Este și Canor. Orlan Canor pentru Buceschi, care ar fi vrut să dea drumul la extremă. Da, o face până la urmă. E o recuperare a lui Dembele. Poarta este goală și gol! 24-22. Nu avea cum să revină atât de repede Dedu. 7 minute și jumătate până la final. CSM a opțiune serioasă pentru a câștiga această partidă și a se distanța în fruntea clasamentului din Liga Florilor. Da, dacă CSM va câștiga astăzi, va pune 9 puncte între ea și 10 puncte între ea și Rapid București și va fi și fără meci direct, lucrurile sunt destul de clare. Polman, o intervenție din nou foarte bună a lui Erickson. Nu, sunt 9 puncte, scuze.
Gloria Bistrița e acum pe locul 2 la 3 puncte distanță de CSM. Vor fi 6 puncte și față de Gloria. A fost boară la aruncarea olandeze Stefana Polman. Nu mai scrie nici Stevana, nici Orlan Canor. Situație grea pentru CSM. Acum Grazadi. Două minute eliminare. Două minute eliminare. Nu. Aruncare de la 7 metri. Aruncare de la 7 metri. Își cere scuze Grazadi. Arbitru a considerat că a fost împinsă în aer și da, are dreptate. Este, da, 7 metri, însă mingea încasată în plină figură de Dedu. Cristina Neagu. De la 7 metri, Cristina Neagu, Dedu în fața ei, foste coechipiere la echipa națională. De fapt, coechipiere la echipa națională, Dedu e adevărat, n-a mai apărat în ultima vreme. 25-22, din ce în ce mai aproape de victorie, echipa lui Adi Vasile. De mult n-a mai condus CSM-ul, de la 12-9 n-a mai condus cu 3 goluri diferență. Ba mai mult, a revenit de la 15-17 și acum cu 6 minute înainte are 3 goluri pe tabelă. Va fi foarte greu pentru Rapid, trebuie să joace fără greșeală până la final. Ce e aici? 2 minute eliminare la Crina Pintea. Da, 2 minute eliminare Crina Pintea, mai sunt 6 minute de joc. Aceasta poate fi șansa Rapidului. Să vedem cum... se vor descurca fetele lui Carlos Viver în acest final de meci. A căzut Lorena Ostase. Pivoții echipei naționale a României s-au duelat acolo. La eliminarea precedentă, CSM-ul s-a distanțat. La eliminarea Rapidului, CSM-ul s-a distanțat pe tabelă. Acum Eliza Buceschi nu găsește soluții. Badea! Bară! Aceasta este o aruncare foarte importantă, ratată de Alexandra Badea. Rămâne CSM-ul la plus 3 și are și atacul. Da, era mult... prea departe, a luat o decizie, cred, pripită Alexandra Badea. În superioritate, Rapidul putea să mai paseze. CSM-ul beneficiază acum de un timeout cerut de Adi Vasile. Este al doilea timeout. Adi Vasile a fi pierdut, mai are posibilitatea unuia singur. Adi Vasile ține cont de jucătoarele sale. Asta e foarte important. Am văzut acolo discuție în care era implicată și Grazadi și Cristina Neagu, încercând să găsească o soluție la acest atac pentru a înscrie un nou gol. Le-a spus că trebuie să stea, chiar dacă se va ridica prepasiv, trebuie să stea până stea la liniștite, exact. Jocul pasiv, până ce arbitrii semnalizează, pentru că au nevoie să treacă timpul, să treacă, să scurgă eliminarea Crinei Pintea. 25-22, 1 minut și 28 de secunde de inferioritate pentru CSM, care are însă și atacul. Neagu pentru Hansen, Zadi, exact asta fac fetele lui Adi Vasile, secundele se scurg, Zadi pentru Neagu, Neagu la Hansen, vine în circulație și Aune. Neagu aruncă și înscrie gol foarte important, 26-22 și deja CSM-ul ia o opțiune foarte serioasă pentru un nou succes în fața Rapidului. Reamintim, Rapid nu a mis niciodată CSM București, a fost doar un rezultat de egalitate în turul campionatului în Giulești. Adi Vasile va face setul cu Carlos Viver. Între timp marchează și Lorena Ostase, spuneam, este 5-0 între cei doi antrenori până acum. Acum, dacă astăzi CSM-ul va câștiga, va fi 6-0 pentru Adi Vasile. Un lot mult mai bun pentru CSM București.
o bancă mai lungă, așa cum se spune. Așa este, au fost și acele indisponibilități. Cu Sorin Atârca astăzi în teren, poate Rapidul ar fi arătat altfel. Zadi pentru Hansen. Aune Hansen, cele două norvegiene. Zadi oprită de Canor. Va fi 9 metri. Trec secundele, asta e cel mai important pentru echipa lui Adi Vasile acum. Alivodiș pe pivot, a revenit portarul. Alivodiș primește, Alivodiș gratează însă. A cerut 7 metri. A reintrat Ciucă între buturile formației giuleștene. Un gol al Rapidului ar schimba finalul de meci, ar fi mult mai interesant să vedem dacă echipa lui Viver poate să revină miraculos în acest final de meci. Canor, pasă bună, Ostase, gol! Al doilea 26-24, Ostase cu două goluri consecutive, într-adevăr, menține Rapidul în viață. Și tot i-a scos și acea eliminare la Crina Pintea de mai devreme. A perioadă foarte bună de joc pentru Lorena Ostase, Ostase care nu performase foarte bine până acum. Trei goluri pentru pivotul formației bucureștene și vedem un om la om acolo, Fraga Fernandez la Cristina Neagu, scoasă din joc capitanul formației bucureștene. Trebuie să se achite Gras Zadi pentru Pintea, superbă această pasă, Pintea profită și din nou trei goluri avans pentru CSM. Canor, Buceschi, Fraga Fernandez, Zapi trebuie să marcheze repede, Fraga trece, pasează la Buceschi, 9 metri. Opresc acolo fiecare secundă care trece. E avantajul Viver. CSM-ului și avantaj timeout Carlos Viver. E ultimul pentru Rapid. Adi Vasile mai are unul la dispoziție. Está Sadi. Sadi en el segundo. 9. En el centro. Permuta. Devolución. De Bas. Y vamos fuerte al uno contra uno sobre Sadi. Atentas a los impares. Atenta al impar en el lado contrario. ¿Vale? Venga, vamos, sale. Vamos, vamos. Părut că Viver discută doar cu Canor. Da. Pentru că ea este jucătoarea determinată. Ea poate schimba ceva în acest final de meci. CSM-ul conduce 27-24. Și are acum un avans considerabil. Cu această victorie ar avea un avans considerabil în fruntea Ligii Florilor. Trăiri maxime pe banca CSM-ului. Da, așa cum spuneai, CSM București va face 40 de puncte, Gloria Bistrița 34, Rapid și Gloria Buzău câte 31, dar mai avem de jucat încă 2 minute și jumătate, să vedem ce se va întâmpla. Fraga Fernandez pentru Badea. Dar n-a avut curaj Alexandra Badea acum. Canor pe cealaltă extremă. Corșoș înscrie. Foarte puține mingi pe partea stângă. Dorina Corșoș înscrie acum 27-25. S-a jucat e cu predilecție primul, exact, e primul ei gol în repriza a doua. În prima repriză marcase. În minutul 4 marcase un gol. Și acum al doilea în minutul 58. Dar n-a avut nici Gutierrez, nici Corșoș, n-au avut mingi, toate acțiunile s-au dus pe partea dreaptă. Sau poate că așa și-a dorit și CSM-ul, acolo au lăsat spațiile. Zadi greșește pasa, Fraga Fernandez, incredibilă fază în care Lorena Ostase scapă mingea de sub control. Putea fi momentul în care Rapidul să se apropie la un gol și finalul să fie foarte, foarte tensionat. Și așa este tensionat. CSM-ul însă are o nouă șansă de a merge la plus 3 și a sărbători deja victoria. Au renunțat la acea apărare om la om la Cristina Neagu. Acum Neagu pentru Arțăn. Arțăn pătrunde pentru Pintea, însă nu prinde mingea, pivotul pe Ostase, pe contraatac, gol! Un gol diferență doar și mai sunt 62 de secunde. Da, o nouă eroare în atac pentru CSM. Ostase s-a descurcat foarte bine și a reușit să aducă Rapidul la minus 1. Peluza, Vișinie, este în delir. Carlos Viver poate să spere la un rezultat de egalitate în acest final de meci.
Un meci superb, un meci splendid astăzi, oferit de cele două echipe. Acum Zadi pătrunde pași în fault acolo, aruncare de la 9 metri și timeout. Și timeout cerut de Adi Vasile cu 29 de secunde înainte de finalul meciului. Încearcă Adi Vasile să împingă acest atac cât mai departe, cât mai aproape de finalul meciului. Sunt pentru că echipa s-ar un gol în plus. Sunt sigur că arbitrii le vor trimite imediat în pasiv, pentru că le-a ținut deja 30 de secunde în atac. Nevoie de blocaj la aruncare. Cristina Neagu și Zadi au făcut tactica pentru această ultimă fază de atac a CSM-ului, și care conduce la un gol. Și în momentul în care mâna arbitrilor va fi ridicată să întrebe câte pase să dea drumul la minge, practic la ultima pasă, contează fiecare secundă, așa cum spuneai, 28 de secunde mai sunt de joc. CSM 27, Rapid 26. Neagu pentru Zadi, Hansen, nu se ridică mâna, abia acum. Neagu, 20 de secunde, Hansen nu aruncă, Aune, Hansen aruncă acum, reușește să respingă, foarte bine Ciucă. 14 secunde, Fraga Fernandez, Orlan Canor, însă o minge trimisă, aiurea de franțuzoaică. Aici s-a terminat visul Rapidului de a egala. 27-26, prăbușită Orlan Canor de partea cealaltă, bucuria victoriei pentru CSM București, a 13-a victorie în 14 etape pentru bucureștence. Scene dramatice, Orlan Canor în lacrimi pentru acest final de partidă. A făcut un meci foarte bun franțuzoaica, însă la ultima fază, cu 10 secunde înainte de final, a trimis în afara terenului. 27-26 pentru CSM București, care a luat un avans considerabil în fruntea Ligii Florilor. Marian Obsescu și Ion Alexandru, vă mulțumesc pentru că a stat alături de noi și vă invită să rămâneți pe Pro Arena pentru handbal de calitate maximă.